treime din consumul de energie electrică din Europa provine din surse regenerabile. Republica Moldova are multe de învățat de la țări europene, precum Austria, Suedia, Danemarca sau Letonia. De ce? Pentru că noi, cetățenii, să ne bucurăm de avantajele energiei ieftine și ecologice. Cum să gestionăm sursele de energie regenerabile în așa fel ca beneficiarii finali, cetățenii, să ne bucurăm de avantajele energiei ieftine și ecologice? În timp ce Moldova este total dependentă de resursele energetice de import, unele state membre UE au profitat din plin de resurse oferite de natură, vântul, apă, soarele sau resturile vegetale. Țările situate în nordul bătrânului continent produc energie de vânt și apă, iar țările mai călduroase profită de plin de lumina soarelui pentru a micșora cheltuielile de întreținere. Datele Oficiului European pentru Statistică, Eurostat, arată că aproape o treime din totalul energiei electrice consumate în Europa în anul 2018 a provenit din resurse regenerabile, fiind remarcată o creștere ușoară de la 31 în anul 2017. Energia eoliană produsă de vânt și energia produsă de hidrocentrale au contribuit fiecare cu câte o treime de energie electrică totală provenită din resurse regenerabile în 2018. Energia solară 12%, biocombustibil solid 10% și alte surse regenerabile 9% sunt alte bogății ale naturii care au fost valorificate de unele state europene. Acum câțiva ani, Spitalul Raional Glodeni a beneficiat de un proiect de eficientizare a energiei care s-a desfășurat în câteva etape, iar după implementarea, instituția medicală a reușit să micșoreze cheltuielile pentru întreținerea blocului maternității, dar și a blocului chirurgical. Scopul acestui proiect a fost reabilitarea termoenergetică a blocului B, blocul chirurgical, unde se află și secția reanimare, radiologie și secția de sala de operații, blocul operator. Prima este termoizolarea a fasadelor, termoizolarea acoperișului, instalarea colectoarele solare pentru producerea apei calde și înlocuirea ferestrelor și ușilor. De 2015 s-a început, 2019 a fost finisat, 2019 a fost instalat colectoarele solare. A avut o problemă, proiectul nu a fost prevăzut rețea de apă caldă. Rețea de apă caldă nu a fost folosită din 2019 și e ieșit din funcție și a avut necesitate de făcut acord adițional la proiectul ăsta, dar tot a fost finanțat din Consiliul Regional peste 200.000 de lei pentru a instala rețea de apă caldă. Noi din primul an, când a fost înlocuite ușile și fereștrele, clădirea, noi am observat că s-a economisit energia termică. Termoizolarea fasadelor, tot așa, primul rând, asta economisirea termică, primul rând, noi am avut din proiectul dat. Noi am observat. Noi nu avem datele concrete, cum a fost până la și după, dar și pacienți și angajații care lucrează la blocul B, și observat că nu e așa rece cum a fost atunci când până la proiectul dat. Astfel, în prezent, blocul chirurgical este conectat la un sistem solar de producere a apei calde. Totodată, sistemul de producere a apei calde funcționează cu alte surse de căldură care pot fi combinate. Pe timp de iarnă, sistemul de încălzire funcționează cu energie electrică. Este cu mult mai cald, cel puțin cu 3-4 grade mai cald în secția, în blocul, să spunem, B, secția de chirurgie, reanimație, blocul operator, decât în celelalte blocuri care nu este făcut termoizolare pereților, a tavanului și a subsolului. Și anul împrejur mai simțim un beneficiu foarte mult, că în toate saloanele avem apă caldă, atât la sufragerie, la blocul operator. Este permanent și zi și noapte este apă caldă, deoarece proiectul prevede colectoarele solare, dar mai au și un boiler, două boileri de fapt de 2 tone de apă, care sunt conectate și la regim electric. Adică atunci, perioada cât nu este soare afară, ele se încălzesc de la energie electrică, așa că 24 din 24 avem apă caldă. O simt și pacienți, o simt și personalul medical. Sigur că iarna să te speli cu apă rece și cu apă caldă este destul de bine. Inițial a fost proiectul
așa prevăzut ca să fie o eficiență energetică cel puțin 30%, atât la energie termică, cât și la apă caldă. Medicul ne spune că în urma modernizării și adaptării clădirii la un sistem de aprovizionare cu energie regenerabilă, au de câștigat pacienții, numărul cărora s-au majorat, iar condițiile foarte bune din spital le simte și personalul. Managerul a mai adăugat că are de câștigat și bugetul instituției, iar economiile sunt în jur de 10.000 de lei la energie electrică. Aceste proiecte vin să ajute cetățenii, dar și autoritățile să conștientizeze avantajele utilizării resurselor regenerabile. Astfel, instituția înregistrează economii în consumul energiei electrice, dar și la gaze naturale. Proiectul de eficientizare a energiei a fost susținut financiar în mare parte de guvernul Germaniei în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova. Au avut o mică contribuție și autoritățile publice locale. Suportul financiar oferit de poporul german pentru modernizarea Spitalului Raional Glodini a fost de circa 997.000 de euro, iar Consiliul Raional Glodini a contribuit cu 500.000 de lei.